Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Suntem împreună în căutarea stării de bine, și astăzi vom vorbi despre eșec sau succes. Și eu am alături de mine pe Coni Lachin. Îți mulțumesc frumos că ai venit astăzi alături de noi. Și eu îți mulțumesc că să aici. Abia aștept să discutăm despre tine, despre experiențele pe care le-ai avut în viață și lecțiile pe care le-ai învățat cu privire la eșec și la succes. Ce ne ajută, ce ne încurcă. Uh, și, așa ca o primă întrebare de la care să, să plecăm, cât de mult ne autosabotăm atunci când vrem să ajungem într-un anumit uh, punct, să ne împlinim un anumit vis? Vezi, întrebarea asta e ca și cum aș fi eu cea care deține adevărul absolut, și ca și cum aș putea să-ți răspund la ea, și ăsta este răspunsul. Cât de mult ne sabotăm? <coughs> nu știu ce să spun. Um, Apropo de succes și de eșec, este doar o interpretare. Fiecare om are o imagine despre eșec și succes. Și nu știi care e, nu există ceva. Știi când Moise a fost pe muntele Sinai și Dumnezeu i-a dat lui tablele legii? Nu i-a dat o lege despre ce este succes și ce este eșec. Sunt doar etape în viața unui om care îl învață. Întotdeauna îl învață. Când ai un eșec, nu este neapărat un eșec. Când e un succes, nu este neapărat un succes. Îmi permit să spun o poveste chinezească? Ok. Alan Watts, un mare filozof care a trăit în America, dar a fost de origine englez, cu predilecție pre și specialitate Zen-Budism, el a spus că în China era, a fost odată un, un fermier care avea un cal. Și într-o zi, calul i-a fugit. Și vecinii au auzit că a fugit calul, au venit la el și au spus: Ce nenorocire, ce nenorocire pe tine, ți-ai pierdut calul. Iar fermierul a spus: Poate. A doua zi, calul s-a întors împreună cu alți cinci cai sălbatici. Avea acum șansa să aibă șase cai. Dacă i-a antrenat pe ai domesticea, avea șase cai. Au venit vecinii repede să-i spună: Ce norocos ești, ce fantastic pentru tine. Acum ai șase cai. Și el a zis: Poate. Um, în ziua următoare băiatul lui s-a apucat să dreseze caii sălbatici A căzut de pe și a o piciorul. Ah, ce nenorocire au spus vecinii -a, -a, Păi ce-a pățit băiatul tău La care el a zis, poate Și în următoarea zi au venit soldați de la domnie, de la împărăție, de la împărat Ca să adune soldați pentru un nou război pe care îl făcea Și au luat toți tinerii din sat, mai puțin băiatul acestui om Pentru că el avea piciorul rupt, nu? Și vecinii au zis ce norocos ești, băiatul tău a rămas acasă, la care fermierul a spus, poate. Și cele mai mari a nenorociri, între ghilimele, din viața mea s-au dovedit a fi cele mai extraordinare, culmi din viața mea. Evident că am o reticență și o respingere să nu vreau să mai trec prin așa ceva, dar uitându-mă înapoi, văd că au fost niște daruri divine pentru mine. Așa că ce este succes și ce este adevăr? Hmm? Nu știu. Îmi place foarte, foarte mult perspectiva asta, și asta îmi amintește uh, un accident de, de un accident de mașină prin care am trecut în urmă cu 15 ani. Și el a fost, într-adevăr, între ghilimele, acel, acel eșec despre care vorbeam mai devreme, care a fost un mare șut în fund. Și m-a întrebat, Simona, unde ești? Îți place ceea ce faci? Îți place cum ești? Ce faci în continuare? Și mi-a schimbat complet, uh, complet uh, viața. Știi, Simona, mai degrabă oamenii. Oamenii ascultă cu limba scoasă și urechile ciulite pâlnie la rețete despre succes și bla, bla, bla. Uh, ideea este că nu asta reprezintă sau îți dă o viață. Ce îți dă o viață este să descoperi că ai abilitatea să schimbi perspectivele. Dacă ești îngropat într-o perspectivă sau blocat într-o perspectivă care îți dă lucrurile sumbre sau mult de muncit ca să ajungi într-o zi să te compari cu nu știu cine, aia nu-i viață. Să schimbi perspectiva, să zbori, să poți să treci dintr-o perspectivă în alta, să te oprești la aia care te inspiră cel mai tare. Iar apoi ce vine să primești cu brațele deschise fără să pui eticheta? Că e un dar. Uh. Da, ideea asta cu, cu perspectiva sună destul de simplu și de ușor. Este simplu. Uh, e simplu, toată lumea îmi spune, păi Simona, nu e chiar așa, e greu. Totuși, cum facem să-i dezmorțim pe oameni? Pentru că sunt. Ca și când ar fi într-un somn de ăsta profund, văd eșecul ca pe un eșec care nu-i ajută, nu-i propusează mai departe. E nevoie ca noi din exterior, nu știu, eu în relație cu, poate, cu un copilul sau cu un prieten, pot să fac ceva, sau el trebuie să se trezească singur din somn. Știi, scris. popoarele de pe tot Pământul ăsta, oamenii, națiunile, oamenii au fost întotdeauna plini de înțelepciune. Una dintre înțelepciunile legate de ceea ce ai spus mai devreme, românească, cred că este. Spune că pe un cal poți să-l duci la apă, dar nu poți să-l faci să bea. Ideea este că niciodată nu mi-am propus să fac ceva ca să dezmorțesc pe cineva. Ca să mă sprijine în acest, această, nou, această perspectivă pe care am adoptat-o, în urma experiențelor pe care le-am avut, îmi spun un citat al lui, mă rog, Einstein se pare că ar spus că e mai ușor sau ar fi mai ușor să desfaci un atom decât să-l faci pe un om să-și desfacă mintea. Când un om vrea să-și desfacă mintea, poate să primească toată învățătura că este acolo afară, în fața ochilor, doar să o vezi. Ca să-l faci să facă asta, nu poți să-l să fac să facă asta. Și n-am de gând să fac asta, și nu mă interesează să fac asta. Eu am o viață, fiecare are o viață, dacă vrea să destupe vreunul, nu are decât să o facă. Și cum o face? Căscând ochii, căscând urechile și renunțând la faptul că le știe pe toate, la a pune etichete și, a zis, și a zis, aș spune așa, poate nu le știu pe toate. Cred că asta este cheia. Poate nu le știu pe toate. Și apoi când spune poate nu le știu pe toate, devine într-o dată prezent la faptul că el trăiește viața lui din perspectiva că le știe pe toate. El știe cum să crească copii, el știe cum să vorbească cu oameni, el știe cum să obțină succes, el știe ce trebuie să facă șeful, el știe cum ar trebui condus -o, o țară, cum ar trebui condus o primărie, el știe absolut totul și dă din gura. Și nu e decât ce? A, ah, ah, îmi place tare mult Osho, la nebunie îmi place Osho. El are o zicală care spune Life is playful, life is fun because the entire existence is a tremendous circus. Viața este distractivă, este, este, este extraordinară pentru că întreaga existență e un mare circ. Conie, eu am o curiozitate. Tu ai fost în acest somn, ai fost cumva amorțită sau ai fost în faza în care să spui că le știi pe, pe toate? Și a fost poate un moment în care s-a produs declicul și ți-ai dat seama că lucrurile stau Ok, altfel. ca să-ți răspund, am să-ți spun așa. Nu există ființă umană pe pământul ăsta care se naște și apoi crapă tot aici pe pământ. Care să nu aibă, dacă este ca o mașină, nu? O nu e ființă umană care să nu aibă o caroserie. Toate ființele umane sunt spirit, da? Ca să se manifeste pe pământ au nevoie de o caroserie, care e corpul nostru, care este ego-ul nostru, în așa? No, acel lucru nu te părăsește niciodată, iar el există doar prin faptul că are dreptate întotdeauna, că e victimă, că devină pe care că are păreri foarte bine înțepenite. Asta este ego-ul. Ideea este când descoperi că tu nu ești ego-ul tău. Nu mai trebuie să te porți așa. Când descoperi că ai un ego și poți, dacă vrei, să trăiești prin ego, dar ești conștient tot timpul, timpul că faci asta, bineînțeles că atunci ai libertate de ego absolut am avut momente și am în viața mea, pentru că eu am un ego de asemenea și eu am caroserie, nu pot trăiesc fără caroserie. Um, doar că am mult discernământ, claritate mentală, am o gândire care aș putea să spun că e gândirea mea. Nu mă mai gândește cineva, nu mă mai gândește ego-ul meu. De pildă, mă trezesc când sunt manipulată, uh, mi-asum orice consecință la alegerile pe care le fac, uh, Dansez mult, râd mult, mă bucur mult, pentru că e doar o nebunie ce se întâmplă. De unde mă uit eu? Dar simți că ceva anume în viața ta a schimbat în mod profund modul în care gândești? Pot să-ți spun că întâlnirea cu educația ontologică mi-a redat viața. Înainte de vârsta de 28 de ani, când m-am întâlnit cu această educație, și în, simplu, în pur și simplu două ore, am dat tone de rahat jos de pe ochii mei, până atunci avusese momente pe care nu le puteam controla, momente care veneau de, clar, de claritate și de curaj și cumva n-am idee de ce, întotdeauna am acționat conform acestor momente de curaj, da, astea sunt, sunt momente de iluminare, toate ființele umane le au și ele se adună, se adună, se adună și la un moment dat face o alegere, da, Ok, când am ajuns în Israel, am ajuns datorită acestei, acestor conștientizări și alegerii de a trăi o viață cu curaj și autentică. E, când am ajuns acolo și nu mai era presiunea că trebuia să fug dintr-o țară în care nu aveam drepturi să exist, cum vroiam eu să exist, liber, adică, când am ajuns în țara aia, deci n-am mai avut o preliște asta, atunci m-am confruntat cu alte nivele de întuneric. Dacă vrei, pot să spun că în viața asta tot parcă am mers printr-un culoar, prin hârtoape și prin chestii și am mers și am mers până când am dat de Din când în când ne-a lumina. Acum am, nu că am control, acum trăiesc în armonie cu ce este. Mm -hmm. spune frumos, câteva lucruri despre educația ontologică. Ce este, cum te ajută? Ok, ce pot să spun este că există un fel de gând sau un fel de conștientizare, oamenii nu știu să pun asta în cuvinte. Undeva este o întrebare oare asta e tot ce este? Adică am trecut prin școală, am ajuns la liceu, am ajuns la facultate, mi se promite nu știu ce și nu știu ce, că atunci o să mă întâlnesc cu nu știu ce. Și pare să nu fie decât o încovoiere și o tristețe și o suferință continuă în căutarea unui tărâm în care m-am întâlnit cu viața pe care o caut. Și lucrurile nu se întâmplă. Și la un moment dat am realizat că la vârsta de 26, 27, 28 de ani, când m-am întâlnit eu cu educația ontologică, n-am știut, dar eram, că am văzut în seara aceea, renunți la mai spera ca să nu suferi, ca să te protejezi. Pentru că suferința, că nu te-ai întâlnit încă cu viața pe care ți-ai visat-o, este cumplită. Și atunci renunți ca să nu suferi. Și numai că renunți, îți cobori foarte mult ștacheta la ceea ce dorești. De pildă, eu la 14 ani, în entuziasmul acelei vârste, verișoara mea avea foarte mulți iubiți, frumoși, nemaipomeniți. Ok? Iar eu nu, aveam, eram pistruiată, părul roșcat și ochii căprui, verzui, ceva de genul. Mi, se părea că asturita față de ea. Ok? Atunci mi-am făcut eu bărbatul ideal. Trebuia să arate ca Gregory Peck. În de 2 metri, ochii verzi, plin de bani, bineînțeles, și de succes și probabil american. Ok. Și pe la vârsta de 24-25 de ani, când eu am ajuns în Israel și eram creștină printre evrei, evrei, concluzia mea era, evrei nu se însoară cu creștine. Eu nu pot să spun că sunt creștină, dar nu sunt nici evrei, că nu mă pot merita cu vreunul. În concluzie, am coborât și tacheta la acest bărbat ideal pe care l-am visat la 14 ani. Și acum putea să fie un evreu burtos, chelios, cu doi copii și divorțat. Dar nu eram conștientă că așa gândeam. Nu eram conștientă. Iar când am făcut educația asta în noaptea aia, când m-am întâlnit cu ea, m-a surprins și m-a șocat că eu trăiam cu ideea că puteam să mări cu un cineva văduv, doi copii și divorțat, doar să fie, pentru că în capul meu era o ecuație de care nu fusesem conștientă, și anume că viața înseamnă să-ți împlinești visele. Iar dacă nu ți împlinești visele, înseamnă că nu trăiești. Asta era concluzia. În concluzie, ca să nu, să nu respir de pomană și să am senzația că trăiesc totuși, trebuia să îmi visul. Și acum, ca să îmi visul, trebuia să fac orice concesie. Oamenii trăiesc în halul ăla. Este o viață de compromis. Iar ce am descoperit eu în seara aceea când m-am întâlnit cu educația ontologică, am descoperit că în momentul în care faci concesii, ai murit. Concesiile raportate la un vis care vis este visul meu sau pentru că mă uh, constrânge o conjunctură? Da, văd la alții ca un. A, ce va. interesant! Și atunci. Da. Ce este Fii, la 28 de ani în seara eram de la Tel Aviv, eram într-o sală, am picat acolo ca musca, habar n-aveam ce să se discute și tipul a spus. viața ta este așa cum este, viața voastră este așa cum este, pentru că ați făcut concesii la un vis. Dacă tu mai fi întrebat pe mine, că eram foarte deșteaptă, da? Dacă tu m-ai fi întrebat pe mine, ai tu vise Coniți, ți-aș fi spus, bineînțeles că am vise. Dar dacă mai ai luat la bani mărunți care sunt, n-aș fi putut să spun. În contextul conversației care a avut loc în seara aceea, am descoperit că eu am avut să trei vise. Acum mai aveam două. A fost șocant să văd asta. Primul vis l-am omorât la 6-7 ani. Am văzut că am omorât primul vis și el a fost cel mai puternic vis pe care l-am avut, care venea dintr-o inspirație de ființă. Al doilea vis și al treilea vis rămăseseră cu mine, dar șocul a fost că erau două vise care erau, așa cum ai spus tu. Primul, ce a fost șocant pentru mine, era că vreau să am o familie și uh, am descoperit în seara aceea de ce vreau să am o familie și nu pe cum mi-a spus-o cineva. Vreau să am o familie pentru că toată lumea spune că nu poți să fii împlinit decât dacă ai o familie. Și asta mi s-a părut șocul, șocul, a fost șocul șocului. Da? Credeam că e visul meu, nu era. Pentru că toată lumea spune înseamnă că trebuie să ai o familie, că altfel nu ești împlinit. Deci trăiești neîmplinit și când trece un an, mai trece un an și mai trece un an și așa la 30 de ani și la 31 de ani și la 32 de ani, atunci începi să te uiți, poți să fie și văduv și șchiop și chior și să fie și nu știu ce meserie, pentru că trebuie să fii împlinită, nu? Și atunci v-aș concesii. Și apoi ce vis e împlinită ăla? Ce vin de vis e ăla? este un vis pentru supraviețuirea unei idei, nu pentru a te manifesta pe tine ca ființă umană. Și ce m-a șocat de asemenea a fost că al doilea vis era să fiu o femeie de afaceri. Nu, eu fost și din România, nu? Și de ce vreau să fiu o femeie de afaceri? Pentru că am descoperit cu stupoare, mă credeam extrem de deșteaptă. Și eram. Am fugit din țara. Vezi tu, fiecare ființă umană, nu spune asta pentru că e modestă, toate ființele umane cred că sunt absolut deștepte. Nu? Și eu îmi spuneam, eu sunt foarte deșteaptă, dar dacă nu se vede în realitate, nu sunt așa deșteaptă. Și atunci era musai să-mi dovedesc un business. Nu era nici măcar alergatul după bani, cât era de a materializa un gând, o idee, să-mi dovedesc că sunt deșteaptă. Două vise complet absurde. Una, pentru că toată lumea spune, a doua, ca să-mi dovedesc că sunt deșteaptă, în concluzie, nu sunt așa de deșteaptă. Okay? Dar a, 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 astea sunt vise condiționate pe care le ai, da? Dar ce a fost ce mai extraordinar să descoperă în seara aia a fost că la vârsta de 6 ani, șapte ani, am omorât cu bună știință un vis. Aveam șase ani sau șapte ani, părinții mei erau în mijlocul străzii, era o stradă blocată, nu era trafic, în mijlocul străzii cu un alt cuplu de peste drum. Erau niște comuniști inveterați, totul mai știa pe aia comuniști, ha, ha, comuniști. Și ăștia vorbeau patru tineri, oameni tineri, 35 și de ani, Iar eu mă în jur, învârteam în jurul lor, mă învârteam în jurul lor. Și la un moment dat am perceput amenințare și frică, frică, frică și teroare, ceva de genul foarte amenințător. Ăia spuneau că rușii invadaseră Ceoslovacia, Ungaria, bla, 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 și toți se rugau că, Doamne, sperăm că comuniștii noștri sunt în relație bună cu ăia, poate nu ne calcă și țara noastră. Și plimbându-mă așa și ascultând conversația în care plutea în jurul meu, știi, și percepându-le emoțiile, am auzit un gând în capul meu ceva foarte interesant. Un gând ți-l jur, este ca și cum ai tu vorbi cu mine. Am auzit, dacă rușii să așa de puternici, că unei țări este frică de ei, adică România, România nu se poate compara cu mine șase ani. Okay? Cine sunt eu să pot să consider că pot să fac o diferență în țară sau în lume când unei țări întrege frică de ăștia? În momentul acela când am pus această întrebare, prin răspunsul, nu trebuie să-ți mai dau răspunsul, cine sunt eu, este o întrebare retorică, însă nu sunt nimeni. Eu nu pot să fac o diferență. Și atunci am avut o experiență stranisimă pe care eu am retrăit-o în seara aceea din Tel Aviv. Experiența fiind una în care ceva foarte larg ca și cum de ceva elastic s-a strâns cu un VUM! Așa, la un spațiu de jumătate de metru în jurul meu. Am avut senzația de claustrofobie. Și atunci mi-am zis în capul meu ca și compensare. Nu-i nimic, nu-i nimic, de acum încolo îmi voi pune focusul doar pe mine. O să am o familie și o să am un business. Am omorât visul care m-a inspirat și nu știam de unde vine, care nu avea nicio motivație și mi-am spus nu nimic, nu nimic, o să am aceste două vise. Iar acele două vise aveau un fundament care nu era de al meu, nu era al meu, nu veneau din mine, erau din, din ce mă înconjura. Toată lumea trebuie să căsătorească, să aibă o familie, toată lumea trebuie să producă bani din ce în ce mai mult, o mașină mai bună, o mișcină mai bună, o casă mai mare, mai multe case eventual și asta înseamnă succes. Dar astfel de vise nu fac decât să împlinească o agendă care nu are nimic de a face cu cine ești tu și cine sper să trăiești pe pământul ăsta. Când mori, o să pui acolo, pe, imaginează pe mormânt, acolo pe, pe cruce, a bifaci asta, a bifaci asta, a și asta și a bifaci asta. Și dacă, cineva pune întrebarea și-a onorat viața dăruită în dar, de cine? De, de, de divinitate care o fie aia? Păi nu, Că n-a avut o viață, că a fost în luptă de a bifa căsuțe. Da. Ok. Deci, eu ce mi s-a întâmplat în educația ontologică a fost să văd acest raționament care este un raționament mecanic, stupid, nu mi-aparține și am trăit conform lui fără să-mi dau seama. Și când am văzut asta, mi-am asumat, în primul rând, mi-am mi viat al treilea vis și n-am știut cum se materializează și în ce se materializează și nu m-a interesat. Și mi-am pus făclia de viață înapoi și am trăit doar pentru asta, pentru a onora viața mea. A fost dureros? Imediat ce ai descoperit? Oi, n-a fost dureros absolut deloc. Am avut senzația că am trăit ca o cârtiță și mi-am pierdut vederea. Și acum trăiam ca o cârtiță prin doar pipăind și am văzut luminiță. Și apoi pentru că mi-am dat seama că această educație este calea pentru mine. Coerența mentală e cel mai profund lucru pentru mine, claritatea mentală și a gândit cu mine, cu mintea mea. Când mi-am dat seama că e acest lucru, nu m-am mai lăsat niciodată de a participa în educație și cu fiecare participare mi s-au refăcut ochii și am ieșit din cârtiță, am ieșit la, pe deasupra pământului și acum pot să spun că zborul runde. Vorbeai despre acest, acest turnel la capătul căruia în final ai găsit luminița. Simți că te-a ajutat totuși tunelul ăsta în această călătorie? Adică simți că te-a te presat, te-a împins? Nu, n-am să, să spun fel? asta. N-am să spun că tunelul m-a ajutat. Ce pot să-ți spun din perspectiva muncii pe care eu am făcut-o de atunci și până acum este că nimic nu este redundant în viață. Iar ce ai în viață este exact ce trebuie să ai. Momentul în care te vei trezi este momentul în care tu spui de ajuns. Mm -hmm. Am trăit ca o moluscă până acum. De ajuns. Nu știu cum să fac de acum încolo, dar cel puțin știu că nu mai vreau să fiu așa. Cum să nu mai fi? A dormit? Mort? Da, și totuși, care este întrebarea pe care pot să-mi-o pun eu mie ca să descopăr acel vis al copilăriei pe care tu l-ai trăit la 6-7 ani? Sau eu de nu știu tu, ce fac? Nu cred că pot să spun ce, care este întrebarea, pentru că este un proces, vezi tu. Ce se întâmplă în educație ontologică nu este nimic logic. Da, folosești logica, dar nu este logic. Și atunci este ca și cum în Zen se spune arăți cu degetul către lună, dar arăți cu degetul către lună. Degetul însuși nu înseamnă nimica Să-ți ție o întrebare ar fi trivializată și nu-ți ar aduce nimic. Este un întreg context de conversație care îți dă, îți dă tiparele jos, de gândire. Este un maestru indian pe care îl cheamă De Ananda Saraswati, a, a fost, nu mai este, și el spune, în studiul ăsta de Bhagavad Gita, a, zice: că tot răul, tot ce este care nu funcționează în viața ta, vine din minte, dar mintea nu este rea, tot ce este gândire greșită, care are nevoie de corecție. No, educația ontologică îți aduce corecție de gândire greșită. Probabil că ai văzut sau mai auzit, probabil că mai auzit. Pun întrebarea asta pentru telespectator sau pentru cine aud. Tu știi ce dă vaca? Adică lapte? Vaca, animalul. Știi ce dă? Adică lapte? Nu știu, te-am întrebat ce dă vaca. Zi, <laughs> ce dă vaca? Lapte, hai să răspund. Da, de mai Așa multe că... de atâta, da, nu? Da. Ce mai dă? Păi... Carne, viței, piele, coarne, da, na, na. Da. Uite, vezi tu, nu știu câți ani ai, nu mă interesează să nu te întreb, că probabil nu vrei să spui. Vaca de doar balegă, tu ți laptele. Corectare de gândire, draga mea. Da. Așa este. Și oamenii stau pe gasi. Și ce înseamnă vaca de balegă? Vaca de balegă înseamnă că tu ești responsabil să te cobori de pe gard și să te duci să mulgi vaca. Și dacă în viață stai și spui este din cauza lui bărbatul meu, lui copilul meu sau a țării sau a lui ăla sau a lui ăla, sau, a lui ăla, sau a lui ăla", de cum eu respir și trăiesc, înseamnă că ai cap creierul scurt circuitat. Singurul lucru pe care nu-l faci este să nu cobori jos și să, să -ți iei laptele. Mm -hmm. Tot ce avem în viață este creația noastră. Știam am scris o carte, știi care e titlul? Uh, știu, ceva cu asshole. You, you asshole, you caused it. Tu nemernicule, tu ai cauzat totul. Dar ai spus cu dragoste. <laughs> cum arată o zi din viața ta? Uh, cum sunt aici cu tine? <laughs> M a fost cineva acum de curând am întrebat, a făcut cursul și lucra cu mine persoana asta și a fost întrebată în curs Da, Coni, tu cum ești? Și tipa asta nu mă lasă să răspund și Coni este acasă, la lucru, aici la fel. Doamne, așa sunt. Uh, bine, întrebarea mea era un pic mai amplă. Adică, faci ceva anume cu tine de-a lungul unei uh, zile? Adică, în momentul în care îți ție timp, dincolo de muncă. Munca mea este timpul alocat mie. Uh -huh. munca, mea este, munca mea este muzica mea. Nu fac nimic care nu este pentru mine. Deci, munca mea nu are Conotații de muncă pentru că este pentru mine. Deci, tot ceea ce faci este alegerea mea. Este alegerea mea da. și simți că este pentru tine. Nu simt. Știu. Mm -hmm. E diferit Ok. Adică a și a uh... Tu simți că ai un nas pe față? Um... Știi Am că ai un nas pe față? Da, da, da. Ce întrebare e asta? Mm -hmm. Nu simt Vezi tu când ai educația asta și ai claritate în cap Știi că absolut orice faci Nu contează dacă te duci și gunoiul de acolo și îl arunci afară Acel lucru îl faci pentru tine Când știi că fiecare acțiune pe care tu o faci Este pentru tine Onorezi orice acțiune pe care o faci mm -hmm. Și atunci este o meditație în prezență Și în onoare fiecare secundă în care tu respiri este viața ta. În concluzie, nu-mi permit să-mi bat joc de fiecare secundă din viața mea sau de secundă din viața mea. Această cunoaștere mi-a venit prin cursul de Time Master pe care conduc, dar este un curs de foarte vechi, de vreo 30 ceva de ani. Eu l-am simplificat, l-am făcut de o singură zi. În por, doar 8 ore și 7 ore, 8 ore, oamenii devin conștienți că ceea ce pe ce mâna este pentru că tu vrei, apoi onorează să înțeleg că nu faci absolut nimic din complezență ca să no. nu super pe cineva. No. Nu există așa. No. Nu. Ce e irosire de viață? Ce e irosire și jignire pentru oamenii cu care aș putea să am astfel de interacție? Și când ai o mamă care te sabotează așa un pic emoțional și... Ce cauți acolo? În relația cu mama? Ce cauți acolo? Mama mea, mama mea este un om care s-a născut cu viața ei, cu felul ei de a fi și a percepe lucrurile. A făcut lenmar în mar forum după ce eu am adus educația asta în țară la noi. M-am rugat la Dumnezeu ca părinții mei să nu moară, să-i țină în viață măcar până ce fac cursul. Da? Ca să aibă trei zile de respirat, viață și să nu moară în întuneric. Ca au trăit o viață așa, amorf, da? Ca toată lumea, din inerție. Ok. Și mama mea este o persoană, chiar după ce a făcut cursul, fiecare e cu percepția lui și cu ochelarii lui. Este o, mamă, este o persoană care îi place să critique pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Îi Adică pe toți, știi? Cauz, caustic, foarte... Ok. Și am spus că nu vreau să stau în spațiul ăla. Dacă eu mă duc acolo, te rog frumos, nu face asta. Uh, nu mă interesează ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla. Și pentru că a continuat, nu mă duc acolo. Uh -huh. Este alegea mea. E dreptul ei să facă asta. Eu nu trebuie să stau în spațiul ăla. Deci, până la urmă, să mi-asum dacă intru într-o relație și îmi consum din timpul meu în complezență, că este pur și simplu este o alegerea ta, mea. Este legea ta, mea. da. da. Uh -huh. Și când tu intri într-o relație de complezență, tu pierzi o groază de oportunități. Depinde poți să stai într-o relație, eu aș putea să stau, să mă duc, să stau cu mama mea și atunci mi-aș propune să mă antrenez în ceva. Aș putea să mă antrenez în compasiune sau în prezență. Mai degrabă în prezență și răbdare. Da? A avea răbdare ai citit Shogun? Da. No. Oi ce minune! Nu știu dacă te-ai uitat din punct de vedere ontologic. Îi spune tipa asta lui, lui, lui Blackthorn. Îi zice, zice, ce faci? Îi zice, mă uit să văd cum crește piatra asta. Este mai zen. În concluzie, dacă eu mă duc într-un loc, uite, mă duc câteodată ca să văd cursuri. Sunt invitată în locuri și după primele două minute îmi dau seama că este lemn de lemn de lemn cu o voce monotonă, unul vorbește, oricât ar fi de interesant, îmi vine să-i spar capul. Și atunci nu pot să-i spar capul, nu vreau să plec afară, că aș putea să plec, dar îmi spun ok, am oportunitate să mă antrenez în prezență și răbdare. Uh -huh. Și vreau să văd dacă pot să scot ceva valoros din ce spune asta. Uh -huh. Chiar eu, cred că eram alături la un curs împreună și erai în faza Aha, și mai zice și mai zice asta și mai zice. Uh, cred Că și eu aplic, bine, eu aplic un pic altfel. Dacă mă enervează ceva, mă deranjează ceva, stau cu starea respectivă și lucrez cu ea, lucrez cu ea, ok, ce îmi spune, ce îmi spune. Asta sunt obiceiurile. Orice? Dar obiceiurile ideea ideea este că nu mai te deranjează și că nu mai ai nicio reacție. Mm -hmm. Și dacă te uiți, nu mai ai reacție, te uiți la reacție, dispare, pentru că te uiți la ea. Mm -hmm. În alte cuvinte, ești dispus să nu ai dreptate. Dom al lui Castaneda vorbește despre indignarea morală ca fiind unul dintre cele mai nocive sau cele mai furătoare de energie și de viață lucruri. Nu intru în indignare morală ca am, mă simt bine să rup găturile, știi? Dar o fac scurt, scurt. Da? Când te întrebam, apropo de ziua ta, cum arată o zi din viața ta, m-ar fi interesat să știu și dacă ai anumite practici pe care le, le faci, nu știu, legat de respirație, orice. Da. Am niște practici, le se fac de-a lungul anilor, asta se fac de-a lungul anilor, se, se adaugă încet, încet. Reușesc acum să mă scol la 4 dimineața, fotocitesc vreo 3000 de pagini creez conexiuni neuronale, mă conectez la mintea non care este de fapt locul iluminării. fac respirație Wim Hof, fac duș rece pentru că este o întreagă filozofie în spate. Așa, nu în ordinea asta, e? Da, scuze mă dușul rece a fost treptat până să Dintr-o dată nu-l faci pe la treptate e? dintr-o dată. Îl faci. Fac Surya Namaskar, este Sun Salutation. Chicharimudra, Falun Dafa. scuze mă la salutul soarelui ne poți arăta câteva dintre ele. La, lasă-mă în pace, trebuie să mă întind pe No. <gâng> ah, ok, de deci ce cu întinsul, no. că eu știam da. unul cu statul no, no, no. Okay. Falun Dafa este fenomenală, Falun Dafa. este o parte de Qigong care a fost interzisă în China. Da, dar bănuiesc că îmi găsim uh, și pe internet uh, da, sigur. exercițiile da, acestea. Da, da, da. Nu... Ideea este să, să faci... Mă, cam, dimineața, da. cam când timp îți iau aceste exerciții? Te trezești la 4? Tre 3 ore. 3 ore. 4. Da. Uh, și practic... Dar nu înseamnă, că, nu înseamnă că trebuie să le faci pe toată data, știi? Se adaugă încet, 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 încet. uh -huh. Da, eu nu știu dacă mai mult răbdare de jumătate de oră de-a lungul, de lungul unei. Dar zile. este o, o, o armonie, nu este ceva care e impus, este un dans. A, că ți nu le fac, uh -huh. dar este o armonie, este o muzică. Uh -huh. Acum fac asta, acum fac asta. Păi, mă cu picioarele sus pe, 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 pe masă și pur și simplu citesc din Bhagavad Gita. Acum studiez Hindi. Fac orice. Orice este pentru sufletul meu. Pentru că unul dintre lucrurile, unele dintre lucrurile pe care ființele umane le fac este să renunțe la ceea ce e de sufletul lor și atunci fac ceea ce este obligatoriu sau ce este necesar de făcut. Bun, sunt prezentă la acest lucru pentru mine. În concluzie, sunt prezentă să fac pentru sufletul meu. Dar s-a întâmplat vreodată să ai, să ai o perioadă în care să ai foarte mari datorii din punct de vedere financiar? Datorii din punct de vedere financiar n-am avut niciodată. Dar a fost un moment în, a, în, în Israel în care a, am fost dat afară de la serviciu, se făceau, a, se dădeau oamenii pe capete afară, erau situația situație asta economică nasoală, a, am adormit și nu m-am dus noaptea la lucru și când am dus a doua zi, directorul m-a primit și a conie că pe bec, gata. Zice, deci, nu avem încotro, asta este, avem scuza. ok, bine. Eram la școală și atunci m-am dus și am cerut la un tip din clasă de la mine, că învățam să fiu ghid, i-am zis, a, Dăm ceva de lucru, alea era firar, dăm ceva de lucru și mi-a dat să vopsez gardul unei școli. Am avut mâncare un o lună zile. Uh -huh. Pentru că mi se pare că mulți oameni ajung să facă compromisuri și să spună, hai Coni, ce zici tu aici, nu se aplică în viața mea pentru că eu trebuie să-mi plătesc gratele la bancă și alte cele. Ok, fii atent, poți să trăiești cu această dreptate, este un punct de vedere. Uh -huh. Ok. Uh, și dacă mor peste două luni cu grija asta în spate, te îmbolnăvești, te nebunești. Este o, zicere a lui Krishna, care este un, un a fost un maestru, nu o, o îl văd ca Dumnezeu, ci ca un profesor maestru. Și Krishna spune în Bhagavad Gita, home study, ba, ba, Bhagavad Gita zice, nu există minte mai sănătoasă decât cea care nu are preocupare pentru mâine. Mâine o să aibă grijă de sine. Ființele umane trăiesc în grijă, și asta este pe Bhagavad Gita, o carte de peste 5000 de ani, care face educație ontologică. Și apoi este o poveste frumoasă despre un maestru chinez, care a fost un maestru de excepție în, 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 în filozofia asta a lor. Nu vreau să spun acum că nici nu vine cuvântul, dar nu face diferență. Ideea este că el, pe patul de moarte fiind, și în jurul lui toți discipolii lui și era venerat în toată China, da? tot în imperiu. Uh, l au întrebat unul dintre ei, l-a întrebat maestrul acum că ești pe punctul de a pleca, de a ne părăsi. Dă-ne un sfat, spune un cuvânt. Și el a spus, worry preposterous, grijă, cea mai mare prostie. Pe patul de moarte, să te gândești să ai grijă, Puh, cea mai mare prostie. Evident că mintea pe care o ai acum, spune, bați câmpii, madam, foarte bine, nu-i problemă. Așa. Iar apoi Oșo are o zicală și mai bună despre grijă, care mă lecuiește pe mine când am grijă. Și anume, gândește-te, zice, de fiecare dată când ai grijă, imaginați te că stai în genunchi în fața lui Dracu și te rogi la el. <laughs> ai trei perspective. Corect. Da? Eu pe masă la mine am un călăreț, știi, un călăreț da frumos, am am printat frumos, l-am dus și l-am printat. Și am acest citat din Bhagavad Gita. Okay? Cea mai sănătoasă minte e cea care nu are preocupare pentru mâine. E în fața ochilor mei tot timpul. Pentru că mintea pe care noi o avem, aia rațională, aia egotistică, aia cu ego aia rațională, aia trăiește din frică. Ai trăit toată viața din frică. Aia trăiește pentru supraviețuire. Dar supraviețuirea nu a ta, ci mai degrabă a ei. În concluzie, trăiești o viață de frică. Mintea nonconștientă sau intuitivă, cei 95% pe care i-ai, cei la 95% acolo se află toate resursele din lume. Resursele pe care le-ai mintea non-conștientă îngheață în fața controlului fricii. N-ai acces la cine ești. N-ai acces. Eu am plecat din țară, datorită curajului, ți-am spus, cu 25 de dolari cu suțin jeans. Nu, no, m-am dus, fi atentă, m-am dus spunându-mi. Am 20 de dolari, probabil că o să pot să mănânc o săptămână, după care mor într-un șanț. Nu s-a întâmplat. Pentru că dintr-o dată apare ceva din tine care te ghidează. Este ca și un vis, ca și cum zbori. Când m-am dus în Peru în 2012, am avut o aventură interesantă. Mi-am făcut testamentul înainte. Wow. Da. Deci, și știi, de fiecare dată, când am trecut dincolo de frică, am avut o îmbogățire și o evoluție spectaculoase. Când spui că ai trecut dincolo de frică, ce se întâmplă în mintea ta? Adică îți spui ceva anume, faci ceva anume ca să treci dincolo de frică? Vezi tu, datorită educației astea, când ai încep, încep să ai un pic de claritate vis-a-vis -vis de procesele de gândire pe care le ai, faci niște alegeri. Pot să dau un exemplu dintr-un curs pe care l-am terminat acum un weekend. O fată de 23 de ani, care este terifiată de judecata oamenilor. Frumoasă foc, dar înghețată în viață, hmm? e înghețată, Nu are acces la nimica, nu avea acces la nimica, nu zic la sfârșitul cursului acum că era o situație în care trebuia să vorbească despre curaj unde voi. și zic nu acum ai descoperit ce înseamnă să trăiești o viață cu curaj și zic poți alegi să trăiești cu curaj și spune nu o să încerc o să văd, asta înseamnă amânare nu are nicio șansă, ori face acum alegerea ori nu face și m-am gândit -o, să -mi să-și facă numărul. N-ar decât. Nu mă privește pe mine. Și apoi zic, ok, stai să te întreb un pic. Zic, spune un lucru. Trăiești acum cu frică și trăiești în teroarea asta acum. Te rog să-mi spui care este viitorul probabil pe care îl vei trăi din acest spațiu. Și începe să-mi spună. Nu o să am rezultate, o să ieșesc la facultate, nu o să-mi fac meseria, o să fiu mediocritatea însă și o să sufăr tot timpul și să mă compar, nu o să pot ridica ochii de jos și o las să vorbească. Și este fantastică pentru că după două zile de educație ontologică de antrenament, fata asta începe să vadă și spune cu curaj. E un grup de oameni acolo, dar toți sunt oameni care nu râd, nu-și bat joc, ci pur și simplu se hrănesc cu ce aud de la oameni. Și fata asta spune chestia asta și o aude toată lumea. După ce o întrebasem deja dacă alege să trăiască cu curaj. Și zic, ok, bine, eu am primit asta. Asta este viitorul care te așteaptă de acum încolo, dacă vei trăi în continuare așa. Da. Și zic, dacă acum tu alegi curaj în viața ta, ce se va întâmpla? Și s-au aprins ochii. ce aventură, viață, frumusețe, rezultate, energie, extraordinar. Un bărbat care să mă iubească, totul. Zic, ok, acum, spune, ce alegi? Moarte, viață moarte, viață. Viața vine cu curaj. Moartea vine cu asta în banca ta acolo. Și ați fi frică. E, e, un pic hilar. Vezi tu, cumva am repetat ce mi se întâmpla mie în 1983. Și anume că m-am văzut moartă în viață de teama ca oamenii să nu mă critique. Am văzut asta datorită cursului. Okay. Și apoi m-am văzut că datorită că cântăream, dacă poți să-ți imaginezi, am văzut absurdul, cântăream dacă să fiu moartă vie. Dacă sunt vie, înseamnă că nu pasă ce oamenii spun. Dacă sunt moartă, îmi pasă ce oamenii spun. Moartă vie, moartă vie. Și ce se întâmplă dacă sunt vie? E posibil ca oamenii să mă critique ca atunci când sunt moartă. Că oamenii te critică când vrei să dai bine. Eh? Okay. Și am văzut că în momentul în care aș alege să fiu vie, oamenii m-ar putea critica foarte bine, nu problemă, dar mulți ar putea să fie geloși. Dar pe nu mă interesează asta Oricum, vie, moartă, vie, moartă Oamenii mă critică Am ales să fiu vie Nu-mi pasă ce gândesc oamenii, e dreptul lor Care este o carte pe care o recomand Și care îți vine acum așa în minte când îți pun întrebarea Dacă e să te trezească la viață Să îți dea așa o motivație Un impuls Care ar fi o carte pe care o să Uite, nu sunt modestă că nu vreau să fiu Și nu sunt, am treaba Cartea mea Cartea mea se cheamă You asshole, you caused it Orice gândire greșită se, poate fi corectată. Cartea este, nu este teorie, nu are nicio teorie, are doar a, aceste momente aplicate în care vezi cum s-au întâmplat și ce-am ales și îți dă ție cheia să te uiți singur. Este o carte pe care și eu am citit-o și care, într-adevăr, vorbește despre curaj. Am primit-o cadou de la tine acum mulți ani. Aha, ok, și? Și, tocmai, vorbește despre acest curaj și îmi place foarte mult că împărtășești din propria ta viață și chiar îți dă fix simbolul de, de care ai nevoie ca să fii. Deschiderea să fii... de a lua o atitudine vis-a-vis -vis da. de tine. Da. Că, de fapt, nu este despre mine cartea, ci distințiile sau învățătura vine îmbrăcată în experiențe vii. Și asta fac sens pentru oameni. Îți mulțumesc din suflet, Coni, că ai fost alături de, de noi și pentru această prezență foarte mulțumesc, mulțumesc, și, ție, și dinamică. Mulțumesc. Și uh, vă mulțumesc și vouă, celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă invit să vă abonați la revista Psihologie. O să o găsiți în variantă printată cu multe subiecte interesante pe curând.